Bună ziua! Vă mulțumim că sunteți cu ochii de noi. Asociația Promolex prezintă în cele ce urmează principalele constatări, concluzii și recomandări ale raportului privind implementarea planurilor strategice ale Comisiei Electorale Centrale și ale Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral în perioada anilor 2016-2019. După cum vedeți și din prezentare, acesta este un raport totalizator, de totalizare, care include aspectele de bază și concluziile principale a unei perioade de circa 4 ani, în perioada care Asociația Promolex a monitorizat activitatea acestor instituții. În acest sens, pentru a trece nemijlocit la descrierea concluziilor raportului, aș vrea să o prezint pe colega mea, Mariana Focșa, analist electoral în cadrul Asociației Promolex, care nemijlocit este responsabilă de elaborarea raportului. Mie îmi spune Igor Cătaru, șef echipei de analiză în cadrul programului Monitorizare Procesului Democratice a Asociației, și în cele ce urmează, aș vrea să ne expunem, pe cum ziceam mai înainte, pe constatările acestui raport. Începem de la faptul, aș vrea să încep cu câteva aspecte de context, de introducere, și în acest sens vreau să menționez, să subliniez faptul că această activitate de monitorizare a fost realizată grație suportului financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în cadrul unui program de finanțare a activității Asociației Promolex, și anume programul Democrație, Transparență și Responsabilitate, pe perioada anilor respectiv 2016-2019. Ce ține de scopul care l-am urmărit noi și ne-am fixat în cadrul acestui raport, sau mai bine spus, în cadrul activității de monitorizare, în primul rând am vrut să vedem în ce măsură activitățile autorităților menționate, adică a Comisiei Electorale Centrale și a Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, au fost sau bazat pe prevederile strategiilor, respectiv a planurilor de acțiune. Scopul final sau misiunea noastră până la urmă a fost și este de a îmbunătăți calitatea procesului și activităților respectivelor instituții, anume prin faptul că am încercat să subliniem, să scoatem în evidență atât plusurile, cât și aspectele mai puțin pozitive, și în acest sens să venim cu anumite propuneri, cu anumite recomandări, ca pe final să ducă la îmbunătățirea procesului electoral și în genere îmbunătățirea activității instituțiilor respective. Acesta este un raport totalizator, dar între timp, pentru fiecare an de implementare, noi am prezentat, Asociația a prezentat câte un raport, și este fiind vorba de perioada anilor 2016-2019, când au fost prezentate 4 rapoarte de monitorizare, și pe finalul activității am venit cu acest raport de totalizare. Câteva aspecte ce ține de metodologie. Cum a fost elaborat raportul, din ce am reieșit, ce metode am utilizat. În acest sens a fost vorba de analiza documentelor, și când spunem de analiza documentelor, avem în vedere nemijlocit strategia, este planurile strategice ale instituțiilor, este vorba de planuri de acțiuni de implementare acestora, precum și alte documente relevante care au fost analizate în cadrul echipei. De asemenea, au avut loc monitorizarea ședințelor, cei ce se ocupă Asociația Promolex în mod permanent, și de asemenea solicitările de acces la informații. Ori dacă existau momente mai care nu le clarificam, care necesitau clarificare, noi ne adresam instituțiilor. În acest sens, le mulțumim tuturor părților interesate, instituțiilor vizate, pentru faptul că s-au implicat în acest proces și au dat curs, au răspuns solicitărilor noastre. De asemenea, la anumite etape am făcut interviuri cu instituțiile în cauză, dar și cu alte părți interesate, să vedem care este poziția lor față de gradul de implementare a activităților autorităților respective. Într-un final, și colega mai departe se va expune, când va da calificative, am folosit, în calitate calificativă, am folosit în special aceste trei, ca fiind executat, parțial executat și neexecutat. Executat având în vedere acele acțiuni
a căror măsuri au fost apreciate ca suficiente raportate la indicatorii de performanță, care au fost indicați în planurile strategice, parțial executate când măsurile realizate nu au atins în toată măsura indicatorii de performanță și, într-un final, neexecutate acele a căror activități nu au fost realizate. Și un al patrulea calificativ se referă la format ambigu, ori, în opinia noastră, au existat anumite, să spunem noi, obiective, scopuri, care nu a fost posibil de a le aprecia, pe motiv că formularea acestora nu ne permite acest fapt. După aceste aspecte introductive, aș vrea să-i ofer cuvântul colegii mele mai departe să ne expunem pe scurt despre concluziile principale ale raportului de totalizare. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! În continuare o să vă vorbesc despre obiectivele planificate de instituțiile electorale și respectiv ceea ce ele au reușit să realizeze pe parcursul a 4 ani în care noi am monitorizat activitatea aceasta. În cazul Comisiei Electorale Centrale, planul strategic aprobat pentru perioada 2016-2019 a fost elaborat pe parcursul anului 2015. Acesta a constituit o continuitate a activităților Comisiei Electorale Centrale din planul strategic care a fost implementat în perioada anilor 2012-2015. În noul plan strategic, CEC și-a planificat implementarea a 7 obiective și, respectiv, executarea a 34 de acțiuni. Cel mai mare obiectiv a fost obiectivul ce ține de dezvoltarea și implementarea modulelor din sistemul informațional automatizat de stat alegeri, care a prevăzut atât dezvoltarea modulelor, inclusiv implementarea sistemului de vot prin internet, cât și automatizarea proceselor electorale prin integrarea sistemului SEAS alegeri cu alte registre de stat deținute de alte autorități publice centrale. În cazul obiectivului numărul 2, care este la fel de voluminos ca și primul obiectiv, și anume sporirea accesibilității procesului electoral, CEC și-a propus să asigure incluziunea diferitor grupuri în procesul electoral, și anume pentru persoanele cu necesități speciale, de asemenea tinerii alegători, alegătorii din diaspora, precum și și-a propus să sporească accesibilitatea sediilor organelor electorale. În cazul obiectivului numărul 3, și anume îmbunătățirea managementului electoral și consolidarea capacităților instituționale, CEC a urmărit să-și dezvolte capacitățile umane, inclusiv la nivel de organe ierarhice, organe electorale ierarhic inferioare, precum și să doteze cu echipament logistic standardizat a organelor electorale inferioare. De asemenea, CEC și-a propus să asigure toate condițiile în scopul desfășurării proceselor electorale conform standardelor internaționale în domeniul calității și securității informaționale. În baza obiectivului numărul 4, alegători conștienți și informați, CEC și-a propus să desfășoare campanii ample de informare a alegătorilor, precum și traininguri de instruire, inclusiv studii sociale care ar fi asigurat exprimarea unui vot conștient și informat de către alegător. Cu referire la obiectivul numărul 5, transparența în activitatea organelor electorale, autoritatea și-a propus, în primul rând, să sporească nivelul de utilizare a paginilor web autorității, precum și a rețelelor de socializare. De asemenea, au urmărit să supună consultărilor publice actele normative elaborate, precum și să dezvolte relații de colaborare atât la nivel național cu organizații ale societății civile, cu autorități publice, precum și la nivel internațional, cu organe electorale din alte state și instituții și organizații internaționale corespunzător. În baza obiectivului numărul 6, transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, CEC și-a planificat în primul rând să elaboreze materiale didactice pentru subiecții implicați în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. De asemenea, și-a planificat să presteze servicii
de instruire pentru subiecții respectivi și, în final, urma să fie elaborate și implementate, respectiv mecanisme care ar fi asigurat monitorizarea publică a finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Și în baza ultimului obiectiv, obiectivul 7, perfecționarea cadrului legal și a celui conex, CEC și-a planificat să urmărească continuu modificările cadrului legal, de asemenea să identifice toate lacunele și deficiențele existente pentru a înainta recomandările de îmbunătățirea cadrului legal. În graficul respectiv sunt reflectate fiecare obiectiv în parte și nivelul de implementare al acestuia. Putem vizualiza că, în mare parte, toate obiectivele au fost parțial implementate. Cele mai bune rezultate au fost obținute în baza obiectivului numărul 4, unde CEC a reușit să asigure desfășurarea ambelor campanii de informare pentru alegători. Și aici trebuie să menționăm despre cea mai amplă campanie pentru alegerile parlamentare din 2019. Și, de asemenea, rezultate bune au fost obținute în baza obiectivului 3 și respectiv 5. Rezultate mai puțin bune au fost obținute în baza obiectivului 1, care a prevăzut dezvoltarea și implementarea modulelor din SEAS alegeri. Din cele mai bune rezultate înregistrate de CEC, trebuie să menționăm în primul rând despre realizarea studiului de fezabilitate privind introducerea votului prin internet ca metodă de vot alternativă. Studiul respectiv a fost realizat în anul 2016 și a ajuns la concluzia că condițiile tehnice existente în Republica Moldova favorizează implementarea unui astfel de vot, adică votul prin internet. Totuși, s-a constatat că până la implementarea acestui vot prin internet urmează a fi efectuate modificări semnificative a cadrului legal. Alte studii efectuate ulterior au demonstrat însă că pentru a introduce acest vot prin internet mai este nevoie ca să existe o voință politică puternică și de asemenea să existe o încredere a societății în instituțiile care vor implementa și gestiona sistemul de vot prin internet. O altă realizare semnificativă este elaborarea analizelor de gen efectuate de CEC după fiecare scrutin electoral național desfășurat. Aceste analize conțin date statistice despre concurenții electorali, aleși în funcție și funcționarii electorali care au fost subiecți ai procesului electoral și, respectiv, sunt dezagregate datele pe sexe. Ce am remarcat, cu regret, aceste analize nu sunt atât de detaliate pentru a identifica cazurile în care organele electorale inferioare au admis înregistrarea concurenților electorali fără a fi respectată prevederea legală privind cota minimă de gen de 40% pentru candidații de același gen și, respectiv, prevederea privind ordinea de amplasare în listea candidaților. Ori, în perioada monitorizării alegerilor locale din 2019, Promolex a identificat cel puțin 1000 de cazuri de acest fel. O altă realizare semnificativă a fost desfășurarea campaniilor de informare orientate spre diverse grupuri ținte de alegători. Și aici am menționat și anterior despre campania de informare care a fost destul de amplă și diversă, realizată de CEC în contextul alegerilor parlamentare din 2019. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că aceasta a fost alegerile respective au fost un scrutin național și pe lângă asta, ele au fost organizate în baza unui sistem electoral mixt care a fost aplicat în premieră pentru Republica Moldova. Următoarea realizare semnificativă accentuată de Promolex a fost adaptarea materialelor informative și educative la necesitățile grupurilor țintă de alegători.
La acest subiect trebuie să menționăm despre efortul CEC de a adapta materialele respective pentru alegătorii cu necesități speciale. Și aici vom menționa materiale informative adaptate în format Braille. De asemenea, și pentru a fost adoptat un material informativ ușor de citit, ușor de înțeles pentru persoane cu necesități speciale. Și una din ultimele realizări accentuate ar fi desfășurarea activităților de instruire a subiectelor implicați și interesați în procesul de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale. Anual, CEC de cel puțin două ori pe an, organizează seminare de instruire pentru reprezentanții partidelor politice cu privire la modul de raportare financiară. Ceea ce a remarcat Primoleț este că tendința CEC se menține de a instrui anume acest grup de subiecte implicați în finanțarea partidelor politice. Din această cauză, de numărate ori, am recomandat ca autoritatea electorală să-și extindă aceste seminare de instruire, inclusiv asupra altor grupuri sau subiecte implicați în finanțarea partidelor politice, și anume pentru reprezentanții Centrului Național Anticorupție, organelor judecătorești, curții de conturi, de asemenea societatea civilă și reprezentanții mass media. Din restanțele care le-am identificat, cele mai importante au fost faptul că nu a fost desfășurat și implementat proiectul pilot privind utilizarea votării prin internet. Această acțiune a fost planificată pentru anul 2019, în contextul alegerilor parlamentare. Din păcate, nu a fost realizată, fiind preluată în noul plan strategic al autorității și termenul de executare stabilit a fost anul 2022. În contextul în care, în prezent, avem o situație critică provocată de pandemie, provocată de noul coronavirus COVID-19, considerăm că implementarea votului prin internet este foarte importantă pentru a facilita procesul electoral și a asigura securitatea alegătorilor. O altă restanță a fost faptul că nu a fost implementat în termen modulul control financiar. Controlul financiar, modulul respectiv, urma să, sau trebuie să asigure raportarea electronică a finanțării partidelor politice și a fost inițial planificată pentru anul 2017. Cu regret, nici în anul 2019 modulul respectiv nu a fost utilizat în procesul de raportare financiară. Cu referire la accesibilitatea secțiilor de votare, care a fost de asemenea planificată ca una din acțiunile CEC-ului, am constatat că aceasta rămâne în continuare a fi redusă. Astfel, un studiu din anul 2019, efectuat pe un eșantion de peste 600 de secții de votare, a ajuns la concluzia că doar 1% din secțiile de votare evaluate corespund criteriilor de accesibilitate. O altă restanță ar fi neidentificarea și neimplementarea de către CEC a instrumentelor de comunicare continuă și eficientă cu alegătorii din diaspora. Cu toate că scrutinele electorale desfășurate au fost organizate de CEC inclusiv peste hotare, prin suportul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și Biroului pentru Relații cu Diaspora, constatăm că comunicarea dintre CEC și alegătorii din diaspora rămâne a fi una deficitară. Nu au fost stabilite mecanisme care ar asigura astfel de comunicare continuă, reciprocă, dintre aceste două părți. Și o ultimă restanță care am vrea să o accentuăm ar fi neconstituirea unei noi subdiviziuni în cadrul CEC, care trebuie să fie responsabilă de supravegherea și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Cu referire la planul strategic al Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral,
Acesta, de asemenea, a fost aprobat, elaborat pe parcursul anului 2015 și a fost primul plan strategic al instituției de la momentul fondării și activării acesteia. În planul respectiv au fost planificate 4 scopuri strategice majore, grupate în 18 obiective și, respectiv, 58 de activități. Cel mai mare scop a fost scopul care a avut tendința de a presta servicii de instruire în domeniul democrației participative, în baza căruia instituția și-a planificat analiza curriculumului de instruire elaborat, precum și perfecționarea continuă a acesteia. De asemenea, CIGDE și-a planificat prestarea serviciilor de instruire pentru diverse grupuri țintă de alegători și a atins să identifice și implementeze mecanisme alternative de instruire, adică nu cu prezența fizică a participanților, dar prin intermediul sistemelor online. Și aici e vorba de platforma e-learning promovată și implementată de CIGDE. Prin intermediul scopului numărul 2, transformarea într-un centru de cercetare de relevanță la nivel național și internațional, CIGDE și-a planificat să dezvolte baza de cercetare a instituției și să elaboreze politici în acest scop. De asemenea, și-a planificat dezvoltarea unei biblioteci în domeniul electoral. În baza scopului numărul 3, dezvoltarea CIGDE în calitate de brand recunoscut și sporirea informării publicului cu privire la democrația participativă, CIGDE și-a planificat să dezvolte și mențină relații de colaborare cu reprezentanții mass media pentru a informa corect și distant alegătorii sau și inclusiv subiecții implicați în procesul electoral. De asemenea, și-a planificat menținerea relațiilor de colaborare continuă cu reprezentanții autorităților publice locale, cu funcționarii electorali, precum și a planificat efectuarea sondajelor pentru a identifica necesitățile de instruire a diverselor grupuri țintă de alegători. În baza scopului numărul 4, atragerea și angajarea unei echipe de profesioniști, CIGDE și-a planificat formarea unei echipe de formatori calificați și aceasta urma să fie atinsă inclusiv prin restructurarea instituției și elaborarea unei noi scheme de angajați ai instituției. În graficul respectiv, vedem nivelul de utilizare, de executare al fiecărui scop planificat. Astfel, rezultate bune au fost obținute în principiu în baza scopului numărul 1, care a fost executat în proporție de 60%. Rezultatele cele mai slabe au fost obținute în baza scopului numărul 4, care, după cum am menționat, prevedea restructurarea instituției și, respectiv, formarea unei echipe de formatori profesioniști calificați care urmau să presteze servicii de instruire. Din cele mai semnificative realizări, urmează să menționăm următoarea. În primul rând, CIGDE a reușit să asigure analiza și revizuirea sistematică a modulilor de instruire elaborate și, respectiv, să identifice noi grupuri ținte care necesitau instruire în domeniul electoral. După fiecare seminar de instruire organizat de formatorii CIGDE, participanții urmau să completeze un chestionar care, după instruire, era evaluat de formatori și, respectiv, în baza lor, urma sau era asigurat, mai bine zis, modificarea modulilor de instruire și perfecționarea acestora. De asemenea, CIGDE a reușit să implementeze un program de instruire complex care să cuprindă funcționarii electorali și alte grupuri țintă, care au prestat traininguri de instruire.
Trebuie să menționăm faptul că în cadrul fiecărui scrutin electoral, CIC de a asigurat instruirea tuturor funcționarilor electorali implicați în procesul de desfășurare a alegerilor. Aici însă a fost o adevărată provocare pentru reprezentanții instituției să asigure prezența acestor funcționari la seminarele respective. Acestea fiind planificate pentru un număr mai mare de participanți, într-un final, la seminarele respective, participau un număr mai redus decât cel planificat. Și aceasta se explică prin faptul că funcționarii electorali invitați pur și simplu nu veneau la seminare. Din acest considerent, Promolex, în repetate rânduri, a recomandat revenirea la certificarea obligatorie a funcționarilor electorali, astfel cum a fost până în anul 2014. O altă realizare a fost stabilirea de parteneriate de durată cu instituții naționale și internaționale, contextul în care CIC a reușit să semneze 8 acorduri de colaborare națională și internațională. În opinia Promolex, semnarea astfel de acorduri sporește semnificativ vizibilitatea instituției și, respectiv, crește oportunitatea de a presta serviciile respective părților interesate. De asemenea, CIC a reușit să realizeze campanii de informare și educaționale pentru diverse grupuri țintă de alegători. În perioada monitorizată, am observat că CIGD a reușit să dea dovadă de creativitate și inovativitate în procesul de realizarea acestor campanii. Au fost organizate diverse jocuri interactive, astfel ca Ce, Unde, Când, au fost organizate conferințe electorale ca CIGD Open Talks. De asemenea, au fost organizate școli de vară sau au fost simulate pentru elevi procese electorale care le-au sporit semnificativ nivelul de informare privind modul de organizare și desfășurare a alegerilor. Și o ultimă realizare care vrem să o accentuăm a fost identificarea și implementarea produselor de identitate a brandului în scopul vizibilității instituției. La acest aspect, accentuăm despre tipărirea în format electronic și material a mascotei CIGD, Ariciul Arge. De asemenea, în baza acestuia au fost elaborate și benzi desenate cu regulile de votare în secțiile de votare, care, într-un mod foarte simplist și atractiv, aduce la cunoștința alegătorilor despre modul în care se votează în ziua alegerilor. Din restanțele care nu au fost, atinse de CIGD, adică activitățile care nu au fost realizate, cele mai importante ar fi nerealizarea studiului care să identifice interesele, atitudinile, opiniile și preferințele diferitor grupuri de alegători, vizând necesitățile de instruire în domeniul electoral. În opinia noastră, un astfel de studiu este foarte necesar, mai ales în contextul în care sunt grupuri ținte de alegători care trebuie în primul rând să fie chestionați pentru a identifica despre necesitățile de instruire a acestora. Și aici ar fi vorba de alegătorii din diaspora sau alegătorii cu necesități speciale. De asemenea, CIGD nu a reușit să elaboreze programe noi și specifice de instruire a formatorilor pentru a include toate cursurile de instruire pregătite de instituție. O altă restanță ar fi faptul că nu au fost întreprinse măsuri eficiente în vederea creierii unei rețele stabile de formatori profesioniști calificați. Chiar dacă numărul de formatori existent în baza de date a CIGD a crescut pe parcursul a 4 ani, cel puțin cu 50 de formatori, am observat că anual CIGD este nevoit să recruteze și să instruiască formatori noi. Iar în procesul de instruire este implicat un număr foarte mic de formatori comparativ cu ceea ce este în baza de date a instituției.
Prin urmare, remarcăm că la capitolul respectiv, Cigria urmează să se întreprinde acțiuni pentru a ajunge la rezultatele scontate. O altă restanță ar fi neasigurarea continuă a comunicării dintre CIVDE și funcționarii electorali, de asemenea reprezentanții administrațiilor locale. Situația respectivă este regretabilă, mai ales datorită faptului că Comisia Electorală Centrală tinde să promoveze stabilirea reprezentanților permanente la nivel teritorial. Și o ultimă restanță, am constatat că nu a fost efectuată cercetarea vizând participarea persoanelor cu dizabilități la procesul electoral. Considerăm că o astfel de cercetare ar spori, sau mai bine zis, ar identifica soluții care ar putea spori nivelul de implicare a persoanelor respective în procesul electoral. În graficul prezentat, aveți posibilitatea să vedeți totalizarea nivelului de implementare a planurilor strategice pentru Comisia Electorală Centrală și Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral. Astfel am constatat că, în cazul Comisiei Electorale Centrale, 38% din acțiunile planificate au fost executate, 56% au fost parțial executate și, respectiv, 6% au rămas neexecutate. În cazul CIVDE, 42 din acțiunile planificate au fost executate, 24% au fost parțial executate, 29% au rămas neexecutate și, respectiv, 5% am constatat că au fost formulate ambigu, nefiind clar care ar fi rezultatele așteptate a fi atinse de instituție. În continuare, cred că cuvântul domnului Bucătaru pentru a prezenta principalele recomandări care le-am formulat în rezultatul monitorizării timp de 4 ani. Da, mulțumesc, Mariana. În cele ce urmează, pe aproape de final, să zicem, în mod logic, venim și cu unele recomandări. O parte dintre acestea, de altfel, au și fost deja expuse de către Mariana, dar dorim să accentuăm, totuși, care le considerăm noi cele mai relevante. În primul grup de recomandare se referă, clar, zicem noi, la monitorizarea finanțării partidelor politice în sensul la implementarea acelui modul de raportare electronică și în acest de către a finanțelor partidelor politice și în acest sens menționam că aceasta era preconizată, această activitate era preconizată pentru 2016-2019, iar nu fusese realizată. Pe de altă parte, inclusiv în contextul recomandărilor noastre, deja vedem că începând cu 2020 ea este realizată, dar un mare dar pentru noi și aici și recomandarea care rămâne valabilă este că totuși să sporească comunicarea, ori comunicarea despre cum se realizează această raportare pentru toate părțile interesate. Și în acest sens, iarăși, în spiritul recomandărilor, observăm că la moment, de moment, se discută cu partidele, se clarifică anumite aspecte, dar cu siguranță că acest proces trebuie lărgit și inclusiv, în cazul nostru, să spunem noi, a societății civile, a părților interesate, la fel, avem nevoie să aflăm mai multe despre acest modul. Monitorizarea finanțării, partidul a demonstrat că, din perspectiva monitorizării, raportării online este mai puțin chiar prietenoasă decât ce a fost anterior, din care cauză rămâne valabilă recomandarea cu privire la sporirea comunicării și perfecționării continuă în acestui modul de raportare a finanțelor partidelor. În alt moment ține de realizarea, sau specific, să spunem așa, realizării auditurilor de gen. Pe de o parte, a menționat și Mariana, aceste auditori au fost făcute, au fost realizate, sunt studii, dar, cu regret, ele nu reflectă acea problemă de care noi revenim, menționată în special la alegerile locale din 2019, când în rapoartele de observare a legilor Asociației Promulez găsi foarte multe situații când concurenții erau înregistrați, în opinia noastră, cu încălcarea principiului de gen statutat în legislație. Și în acest sens, cu regret, Comisia nu s-a expus nici într-un fel și nu a
să spunem, nu a explicat nici într-un fel situația cu abaterile menționate de către noi. Un alt aspect ține de intensificarea eforturilor în vederea promovării registrării prealabile, ori, pe de o parte, legislația prevede destul de elocvent faptul că înregistrarea prealabilă este un criteriu, unul din acele criterii care trebuie să fie luat în considerație. De cealaltă parte, observăm, cel puțin chiar și pe cazul legilor care ne așteaptă, că numărul acesta nu crește semnificativ, ori considerăm că rămâne iarăși valabilă observația că trebuie să existe o platformă durabilă de comunicare între autoritățile electorale și diaspora. Asta referindu-ne și la recomandarea următoare. Într-un final, a vorbit Mariana, reiterăm despre faptul că ce ține de certificarea funcționarului electoral, ori pe an ce trece observăm că calitatea instruirilor este o problemă și aici vom referi de altfel și la centrul de instruire. În acest sens, amintim de practica anilor precedenți, 13-14, când a existat o perioadă scurtă această prevedere legală privind necesitatea ca funcționarii electorali ca să lucreze, ca să fie funcționari în mijlociu, ei trebuie să fie certificați în acest sens. Ori atunci a fost posibil ca o bună parte a cetățenilor care doreau să se implice din partea partidilor, din partea consiliilor locale, au fost instruiți și a fost un proces foarte și foarte eficient și bun. Cu regret, pe urmă a fost scos norma în cauză. Comisia Electorală nu am observat noi ca între timp să se implice sau să promoveze, inclusiv în contextul, chiar și dacă să trecem în limitele 2016-2019, să vorbim de 2020, nici în contextul acelor propuneri de modificare a legislației nu s-a regăsit. Ce ține de recomandări adresate Centrului de Instituție Continuă în domeniul electoral, cu siguranță că inclusiv în contextul pandemic, contează foarte mult promovarea instrumentelor online, ori acestea trebuie să fie diversificate, cele existente, cel puțin din cei ce am analizat noi, nu demonstrează o creștere continuă a solicitărilor de instruire. O altă recomandare ține de diversificarea oportunităților de seminare și în acest sens inclusiv online, dar și ce ține diversificarea tematicilor adresată diferitor părți interesate. Și într-un final, din ceea ce am observat noi, una din principalele probleme ce ține de activitatea centrului de instruire, ori am menționat că pe anumite domenii ce ține de promovarea legilor în rândul tinerilor, conlucrarea cu diferite categorii este foarte bine, activitățile sunt foarte multe, însă să nu uităm că totuși misiunea de bază a Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral este anume instruirea funcționarilor și în acest sens, cu siguranță că cele mai multe eforturi trebuie depuse anume în una din cei ce am menționat noi, formarea unor echipe profesioniste durabile, a unor formatori care să aibă, într-un fel, practică permanentă ca să reușească să fie în pas cu timpul și, în același timp, să ofere niște instruiri cât mai calitative. Dar aici un mare dar, ce am menționat de fiecare dată în rapoartele noastre, cu siguranță că aici nu este doar responsabilitatea centrului de instruire, ori cel mai mult ar fi și se solicită în acest sens recomandarea noastră, este adresată și Comisiei Electorale Centrală, care trebuie să asigure suportul pentru ca, inclusiv prin acea promovare cu certificare obligatorie, inclusiv cu membrii permanenți despre care se vorbește la fiecare conferință post-electorală, dar mai departe de această discuție nu se ajunge, ori revin, fac paralelă cu ceea ce sunt propunerile din partea Comisiei pentru a modificările ce au fost acum propuse, iarăși acestea nu se regăsesc, cu toate că, repet, de fiecare dată despre aceasta se discută. În principiu, cam acestea au fost principalele, o sinteză, să spunem noi, a principalelor recomandări ce ține de raportul prezentat de Asociația Promolex, raportul de totalizare privind activitatea Comisiei Electorale Centrale și a Centrului de Instruire Continuă Domeniul Electoral pentru anul 2016-2019. Da, pe final, aș vrea o puțină atenție să vă mai gânda. Vreau să vă anunțăm că Asociația Promolex și în acest an, în această perioadă electorală care demarează în scurt timp, va organiza o misiune de observare a legilor, care este a 20-a misiune de observare a legilor Promolex în cadrul Republicii Moldova.
Și în acest sens, vă invităm pe toți reprezentanții mass media, pe toți cei interesați să urmăriți conferința de lansare a misiunii de observare Promolex a alegerilor pentru funcție de președinte Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, care va fi organizată pe 26 august 2020. Vă invităm, unde vom veni cu principalele constatări privind perioada, începutul perioadei electorale, dar și, să spunem noi, cu lansarea propriu-zisă a misiunii. Vă așteptăm, vă invităm și vă mulțumim pentru atenție.